Campania Protejează Natura se va încheia la finele acestui an. Toți cei care se vor prezenta la sediul Direcției de Salubritate cu un aparat vechi, dar întreg, vor primi un bilet de tombolă. Premiile sunt atractive și vor consta în echipamente electronice nou-nouțe. Premiile tombole vor fi în valoare, consta în produse electrice și electronice în valoare de 5.000 de ron. La nivel național există deja o campanie de colectare a acestui tip de deșeuri. Perspectiva câștigării unor premii ar putea însă stimula pe târgoviștenii. Noi sperăm să aibă rezultat, având în vedere că premiile sunt destul de substanțiale, în valoare, cum am mai spus, de 5.000 de ron. Până acum, Direcția de Salubritate a colectat cantități semnificative de astfel de echipamente electrice și electronice. Așteptăm ca și rezultatele acestea să fie destul de bune.